Traversarea curții dintr-o parte în alta, cu ambele picioare în legături, stă la baza progresului ulterior. Înainte de a trece la acest pas, asigură-te că te poți opri în siguranță folosind derapajul pe călcâie. Caută un loc la marginea pârtiei, astfel încât să fii poziționat în direcția dorită. Leagă ambele picioare în legături și adoptă poziția de bază. Încet, mută-ți greutatea pe piciorul de bază și rotește-ți umerii și șoldurile spre vale. Placa va începe să alunece singură. Imediat ce placa a început să alunece, oprește mișcarea de rotație a corpului și revină cu umerii paralel cu placa, păstrând greutatea pe piciorul de bază. Privește spre marginea cealaltă a pârtiei, încercând să păstrezi umerii aliniați cu direcția în care dorești să mergi. Relaxează-te și continuă alunecarea cu greutatea ușor pe călcâie. Pentru a te opri, revină cu greutatea pe ambele picioare și rotește ușor corpul spre deal, astfel încât să ajungi cu umerii perpendiculari pe pantă și să poți începe un derapaj pe călcâie. Lasă placa să se oprească și așează-te pe zăpadă. Pentru a începe un traverseu spre partea cealaltă a pârtiei, trebuie acum să te rotești pe zăpadă. Întinde spatele pe zăpadă și rotește-ți corpul, iar picioarele și placa te vor urma, fie că treci de pe spate pe burtă, fie invers. Traverseul pe vârfuri este considerat mai dificil, dar exerciții de skating și derapaj pe vârfuri te vor ajuta foarte mult. Cu ambele picioare legate, așează-te în genunchi cu spatele la vale și apoi ridică-te complet. Încearcă să-ți păstrezi echilibrul câteva secunde, iar apoi așează-te la loc. Repete exercițiul acesta de câteva ori până când devine ușor de făcut și te simți gata de plecare. Adoptă poziția de bază apăsând ușor pe cantul de la vârfuri. Mută-ți progresiv greutatea pe piciorul tău de bază și rotește ușor corpul spre vale, în sensul piciorului de bază. Placa va începe să alunece. În acest moment, este foarte important să-ți aduci aminte de poziția de bază și, în special, de a ține genunchii ușor îndoiți cu tibiile care apasă pe limbile buților. Odată ce placa alunecă, revină cu umerii paralel cu placa și continuă alunecarea până în marginea cealaltă a pârtii. Pentru a te opri, revină cu greutatea pe ambele picioare și execută un derapaj pe vârfuri.